Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România. Începem jurnalul orei 15. Iată informațiile momentului. Aleșii PSD vor să ancheteze într-o comisie din Parlament cheltuielile făcute de președintele Klaus Iohannis în deplasările sale oficiale, dar și investițiile făcute în vilele de protocol. Desecretizarea cheltuielilor e cerută și de instanță în dosarul deschis de deputatul Claudiu Năsui. În aceste momente, la Bruxelles, se pun bazele unei noi strategii de apărare. Statele membre pregătesc un plan militar comun cu bani europeni. Chiar de la Bruxelles, din centrul discuțiilor, primim toate detaliile imediat de la jurnaliștii Euronews. Și tot la Bruxelles, Roxana Mânzatu, comisarul desemnat propus de România, va fi audiată în fața comisiilor din Parlamentul European în această după-amiază. Ninsorile se extind în orele care urmează în mai multe regiuni din țară, după ce, în această dimineață, a nins și în capitală. Klaus Iohannis este obligat de Tribunalul București să facă publice cheltuielile referitoare la deplasările sale externe. Decizia apare în dosarul deschis de deputatul USR Claudiu Năsui, însă nu este definitivă. În același timp, aleșii PSD vor să ancheteze în Parlament cheltuielile făcute de Klaus Iohannis. Parlamentarii socialdemocrați au inițiat procedurile pentru o comisie de anchetă. Arina Dălcea ne explică totul. Bine v-am găsit. Administrația prezidențială ar avea 10 zile la dispoziție să desecretizeze cheltuielile făcute de președintele Klaus Iohannis în deplasările sale externe. Însă, atenție, decizia Tribunalului București nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acum, de unde a apărut dosarul ăsta? În urmă cu un an, deputatul USR Claudiu Năsui a cerut administrației prezidențiale detalii oficiale cu privire la cheltuielile făcute de președinte, însă nu a primit răspunsuri. A invocat deputatul legea 544/2001 referitoare la liberul acces la informații de interes public, lege pe care o folosim și noi jurnaliștii și o puteți face și dumneavoastră pentru a afla informații care sunt cu adevărat de interes public. Administrația prezidențială a respins așadar solicitarea, nu a oferit informații, iar deputatul USR a decis să acționeze în instanță. Administrația prezidențială, iată acum a venit și hotărârea, președintele ar trebui să desecretizeze cheltuielile. Acest dosar a apărut în contextul în care eram la finalul unui an în care deplasările președintelui au menținut agenda publică, pentru că a fost în 3 turnee majore, în America de Sud, în Africa și în Asia. Știm că a folosit avioane private de lux, însă niciodată președintele nu a vrut să spună cât exact s-a cheltuit pentru aceste deplasări, invocând faptul că ar fi secret de stat. Ce se întâmplă în paralel? În Parlament, socialdemocrații vor să înființeze o comisie de anchetă a senatorilor și a deputaților pentru a afla cât a cheltuit președintele, nu numai pe deplasări, ci și pentru cazarea, citez aici din comunicatul PSD, cazarea în condiții premium cu ocazia deplasărilor, vacanțele de schi, terenurile de golf de la Vila Lac 3, modernizările și alte investiții realizate vilei de la Neptun. De asemenea, invocă socialdemocrații și faptul că ar vrea să afle exact câți bani s-au cheltuit pentru vila din Aviatorilor 86, deși nu este oficial că este pregătită lui Klaus Iohannis, dar știm că este pentru a deveni locuința unui fost șef de stat, deși datele acestea deja sunt publice pentru că REAPPS a dat aceste informații între timp la solicitarea premierului social-democrat. Liderii PSD mai spun că prin această comisie de anchetă vor să afle și cum s-a ajuns în această situație în care cheltuielile administrației prezidențiale cu deplasările externe ale președintelui să fie secrete, pentru că, da, s-a întâmplat în timpul mandatului președintelui Klaus Iohannis. Acum, socialdemocrații vor merge cu această propunere într-o ședință a birourilor de conducere reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Apoi, ca această comisie să se și înființeze, mai este nevoie și de un vot în plen. Mai sunt doar câteva zeci de minute până când Roxana Mânzatu, comisarul desemnat din partea României, va fi audiată în Parlamentul European de la Bruxelles și tot acolo, în centrul diplomației europene, este colega mea, Andra Miron Diaconescu. Bine te-am regăsit, Andra! Ne așteptăm la emoții sau ceva dubii în privința acestor audieri, date fiind discuțiile din plan intern referitoare la situația locativă a Roxanei Mânzatu?
Da, bună ziua, Daniel. Bună ziua, domnilor și domnilor. Va fi o întrebare legată de casa Roxanei Mânzatu. I se va adresa această problemă în cadrul comisiei în care va fi audiată, o audiere care începe în jumătate de oră, mai puțin de jumătate de oră, și care va dura 3 ore. Este o întrebare la care, până la urmă, Roxana Mânzatu trebuie să aducă clarificări și trebuie să spună punctul ei de vedere. Am văzut-o pe Roxana Mânzatu fiind întrebată de același lucru și în Parlamentul României, în care spunea că a fost o extindere din punctul ei de vedere legală. Ulterior, Ministerul Culturii a vorbit despre faptul că, din cauza că acea casă este de patrimoniu, ar fi trebuit să aibă niște avize suplimentare, așa încât să poată să facă respectiva extindere într-un mod corect, legal. Fiecare cu dreptatea lui, vom vedea răspunsul Roxanei Mânzatu de astăzi. Acum, asta este o problemă, dar cel mai important în ceea ce ne privește pe noi, cetățenii Uniunii Europene, și strategia pe care o vom vedea din partea Roxanei Mânzatu, este cum va rezolva 3 chestiuni extrem de importante la nivelul Uniunii Europene. Una este situația locativă, unde va identifica și din ce bani va identifica, iată, soluții pentru crearea de locuințe, mai ales pentru zonele defavorizate. Și nu doar în România, ci la nivelul întregii Uniunii Europene. Cum va reuși să facă o piață competitivă din punct de vedere al muncii? Cum va reuși să facă armonizarea diplomelor și programelor de studii, așa încât tinerii, după ce termină școala, să aibă echivalare la nivel european și inserție pe piața muncii? Sunt niște chestiuni la care, dacă ea va răspunde cu succes, chiar dacă poate par așa ușor idealiste sau teoretice, vor însemna bunăstare, de fapt, pentru întreaga Europa. Și faptul că Roxana Mânzatu, iată, vine dintr-o zonă, Europa de Est, s-ar putea să ajute, pentru că dacă nici ea nu s-a confruntat, sau dacă nici România nu s-a confruntat cu toate aceste probleme, apoi cine? Germanii, italienii, francezii. Vom vedea răspunsurile Roxanei Mânzatu în mai puțin de jumătate de oră. Andra, vreau să profit de prezența ta în jurnal, pentru că tot la Bruxelles și tot la nivel european mai este un subiect important de discuție astăzi, în afară de audierile viitorilor comisari, și anume strategia de apărare a Uniunii Europene, care prevede capabilități militare comune pentru toate statele membre, infrastructură și mobilitate rapidă a armatei. Dar întrebarea concretă este: despre câți bani vorbim și de unde vin ei? Da, ai punctat foarte bine, Daniel. Este o întreagă discuție în acest moment la nivelul bugetului Uniunii Europene, pentru că aș vrea să-mi permiți o explicație un pic mai lungă. În acest moment, ceea ce se întâmplă la nivelul Comisiei Europene, la modul în care este structurat executivul european, vedem o interdependență a portofoliilor. Și, din acest punct de vedere, e foarte important să vedem cum vor fi cheltuiți banii și cum vor fi luate deciziile, pentru că fiecare comisar care este audiat, iată, zilele acestea aici, în Parlamentul European, are deasupra lui un vicepreședinte. Unul dintre ei probabil va fi și Roxana Mânzatu. Și în acest fel vor fi luate toate deciziile aici la Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen a trasat niște linii foarte clare pentru toți comisarii, pentru toți vicepreședinții, deci adjuncții ei direcți, și cu toții trebuie să răspunde ei. Este un sistem care devine din ce în ce mai centralizat și se închide la Ursula von der Leyen și, bineînțeles, la vicepreședinți. Din acest punct de vedere, extrem de important și rolul României, rolul pe care îl va avea Roxana Mânzatu dacă va trece, iată, de audierea de astăzi. Deja putem spune că România va avea o voce foarte importantă, va fi acolo unde se ia decizia. Și acum, ca să răspund la întrebarea ta, partea cu fondurile pentru apărare este parte din discuția despre bugetul Uniunii Europene. Dacă va exista un fond separat pentru apărare, este marea întrebare și se pare că așa va fi. Am văzut în exercițiul trecut că au fost fonduri separate pentru ajutorarea Ucrainei și pentru ajutorarea Moldovei. Probabil că așa va fi și acest buget pentru apărare. Iar în exercițiul trecut, suma care a fost cheltuită pentru apărare, chiar dacă, iată, deja începuse război la graniță și deja Donald Trump, știam, din mandatul său anterior, ridicase problema contribuției fiecarei țări la bugetul NATO, a fost la nivelul Uniunii Europene de doar 7 miliarde de euro, ceea ce pentru capabilitățile militare, pentru dezvoltarea militară a Uniunii Europene, este aproape egal cu zero.
Ei bine, de aici pleacă discuția acum cu fondurile pentru apărare. Deci, unu, o linie separată care va fi construită la nivelul Uniunii Europene. Vom vedea care va fi suma, în acest moment nu se știe. Doi, este posibil să se folosească țările Uniunii Europene de fonduri de coeziune atâta timp cât fac dezvoltare în infrastructura pe care o au deja. Și de-aia am început cu o explicație atât de lungă despre interconectivitate, pentru că exact așa vor fi operate și fondurile la nivelul Uniunii Europene. Se vor lua fonduri din diverse zone de coeziune și ulterior se vor ralia acești bani acestui fond doar de apărare. Este o întreagă discuție și cum vor fi folosite, care va fi strategia pentru fiecare țară membră a Uniunii Europene, pentru că din ceea ce am discutat mai devreme și am văzut și în audierea Comisarului pentru Aderare, în ce am discutat mai devreme cu europarlamentari români, unul dintre ei, Vasile Dâncu, fost ministru al apărării, explicația era așa: în momentul de față, toate țările Uniunii Europene vor trebui să poată să aibă un răspuns rapid. Unul, atât din punct de vedere al capabilităților militare, să aibă o infrastructură comună și să poată să miște trupele dintr-o țară în alta extrem de rapid. Ceea ce, dacă discutăm astăzi, nu se întâmplă. Nici infrastructura nu este de așa natură încât să poată să suporte, de exemplu, tancuri de 80 de tone, cele care sunt americane și care sunt aduse aici în Europa. Doi, nici această mișcare a trupelor din Polonia sau dinspre Germania către granița estică a Uniunii Europene, deci către România, nu s-ar face decât în câteva săptămâni. Ceea ce, dacă, Doamne ferește, ar fi nevoie de un răspuns rapid militar, ar fi mult prea târziu. Deci astea sunt răspunsurile și temele la care trebuie să răspundă comisarii, parlamentarii. Pentru asta trebuie să facă o strategie și, bineînțeles, trebuie să răspundă în continuare și nevoilor NATO, pentru că această strategie a Uniunii Europene de înarmare, de înzăstrare, de creșterea infrastructurii va fi coordonată la virgulă cu NATO. Există bani, în primul rând, în bugetele comune, să zicem așa, ale țărilor pentru NATO, acel 2% sau 2,5% sau 3% cum are Polonia. Există bani, dar acești bani trebuie să fie planificați, coordonați. Este problema foarte importantă, de asemenea, achizițiilor comune. Achizițiile în care să putem să scădem prețurile sau să putem să producem în Europa și să vindem în Europa, de fapt, mai mult. Trebuie să refacem infrastructura Europei. Ca să aduci niște tancuri, de exemplu, din Constanța la Riga sau din Olanda până în Ucraina, durează vreo 12 zile. În primul rând, drumurile noastre din Polonia sau România, asta știu sigur, nu suportă decât o masă de sub 80 de tone. Un tank american, de exemplu, are 80 de tone minimum, fără toată încărcătura lui. Sunt de acord cu investițiile de care avem nevoie. Se avansau cifre de 300-400 de miliarde. Doar ca să vă compar, în bugetul trecut, cel de 7 ani, pentru apărare, știți câți bani erau? 7 miliarde. Ceea ce înseamnă nimic, dar nimic, nimic. Mie mi se pare ridicol că, în ciuda invaziei Crimeei, Uniunea Europeană a gândit în anul 2020, când a început noul cadru financiar, 2021, că doar atât are nevoie de 7 miliarde. Este penibil, este penibilă lipsa de viziune pe termen lung, sincer acum. Deci ca este european și ca om căruia îi pasă de viitorul acestei regiuni, mi se pare că am clacat masiv. De unde vor proveni acești bani, ne explică și Alina Manolache. Bun găsit tuturor! Este vorba despre o treime din bugetul Uniunii Europene. Circa 392 de miliarde de euro. Este vorba despre bani care erau destinați între 2021 și 2027 reducerii inegalităților economice din statele Uniunii Europene. Acestea mai sunt numite și fonduri de coeziune. Doar 5% dintre aceste fonduri au fost cheltuite până în momentul de față. Banii din fondurile de coeziune nu puteau
puteau fi folosiți pentru a cumpăra, de exemplu, echipamente de apărare sau pentru finanțarea directă a armatei, ci doar pentru produse cu dublă utilizare, cum ar fi dronele. În câteva săptămâni, potrivit Financial Times, care citează surse oficiale ale Uniunii Europene, statele Uniunii Europene vor fi anunțate că regulile se schimbă. Vor putea aloca bani de coeziune din aceste fonduri de coeziune pentru producția de arme și muniție, pentru consolidarea drumurilor și podurilor, acestea fiind folosite pentru trecerea tancurilor în siguranță, de exemplu. Decizia pe care Comisia Europeană ar urma să o ia în săptămânile viitoare ar putea prefața felul cum va arăta viitorul buget al Uniunii Europene, ce va fi negociat începând de anul viitor, cu un accent deci mult mai mare pe apărare. Există îngrijorări la nivelul unor state europene, mai scriu jurnaliștii de la Financial Times, că această schimbare ar putea să prefațeze o nouă paradigmă în care apărarea ar putea să însemne foarte mult față de dezvoltarea regională sau de tranziția verde. Și acum informații pe care le-a obținut chiar Euronews. România beneficiază de 31,5 miliarde de euro din aceste fonduri de coeziune, iar ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu, a declarat cu foarte puțin timp în urmă pentru Euronews că România a cheltuit din toți acești bani pe care i-are doar 4 miliarde până în momentul de față. Este semnat letter of acceptance pentru F-35. Este aproape matur contractul pentru ATBTU, pentru mijloacele blindate ușor. Nu cred că se va semna până la sfârșitul acestui an, cel mai probabil la începutul anului viitor. Da, continuăm programele de înzestrare. Sunt foarte determinat să aducem capabilități corespunzătoare militarilor armatei române. Cât de urgente sunt aceste achiziții? Toate sunt urgente. Toate achizițiile, având în vedere conjunctura de securitate, proximitatea războiului, toate sunt necesare. Rămânem la subiectul apărării și vorbim despre cea mai scumpă achiziție militară românească. Aceasta va trece rapid astăzi prin Parlament. Proiectul de guvern privind cumpărarea 32 de avioane de luptă F-35 multirol a ajuns la Camera Deputaților și va trece mâine de ambele camere legislative pentru a da undă verde tranzacției. Colegul meu, Marius Vulpe, a urmărit subiectul. Bine te-am regăsit, Marius. Ce presupune contractul și, bineînțeles, despre câți bani vorbim? Bun găsit tuturor, 6 miliarde de dolari va costa statul român achiziția a 32 de aeronave multirol de a 5-a generație model F-35. Dar în acești bani nu primim doar aeronavele, primim și motoare, echipamente, servicii de asistență, de instruire a personalului navigant, dar și de instruire a personalului tehnic care se va ocupa de mentenanța acestor aeronave. De asemenea, se vor primi și munițiile necesare pentru echiparea, dotarea acestor aeronave de luptă și înțelegem că va exista și un transfer de tehnologie și de produse care va fi prevăzut în contractul pe care înțelegem că va fi supus semnării în data de 21 noiembrie, așa cum este termenul în programul de înzestrare asumat pentru Armata Română. Până atunci însă avem acest proiect de guvern adoptat săptămâna trecută, ajuns astăzi la prima cameră sesizată, Camera Deputaților. Vom avea o comisie de apărare care va da raport în regim de urgență, iar la ora 16:30 deputații vor aproba acest proiect de guvern, urmând ca mâine la Senat, în Camera Decizională, să se dea votul final pentru acest proiect de lege. Dar înțelegem că prima tranșă de avioane va veni abia în anul 2031. Până atunci, țara noastră are în dotarea forțelor aeriene în momentul de față 26 de avioane F-15, urmează să mai primim încă 20 din partea Norvegiei. Aceste aeronave vor fi folosite ca echipament de tranziție și de pregătire a piloților români înainte de ca aceștia să treacă pe noile aeronave F-35 începând cu anul 2031. Mulțumim, Marius, pentru informații.
Olanda, stat membru Schengen, reintroduce controle la frontiere. De pe 9 decembrie, toate persoanele care vor să intre în țările de jos cu mașina vor fi supuse verificărilor. Autoritățile spun că iau măsura pentru a combate migrația ilegală. Felicia Macaleț ne explică. Bun găsit, așadar, din data de 9 decembrie apar noi controle de frontieră. De această dată vorbim despre Olanda. Aceste măsuri se vor impune pe o perioadă de 6 luni. Măsura a fost anunțată de către guvernul olandez și iată că țările de jos se alătură Germaniei, cea care a impus deja controle de frontieră încă de luna trecută. Toate aceste măsuri sunt impuse în contextul migrației, subiect intens dezbătut la Bruxelles și unul dintre motivele pentru care România încă nu a primit unde verde pentru a intra în spațiul Schengen și pe cale terestră. Conform UE, statele membre au dreptul de a reintroduce temporar controle la așa numitele granițe interne ale UE, însă în caz de amenințare gravă, cum ar fi una la adresa securității interne. Totodată se precizează că această soluție ar fi cea din urmă, o ultimă soluție în situații excepționale și ar trebui să fie temporară. Așa cum a menționat, Olanda a impus aceste controle la frontiera terestră pe o perioadă de 6 luni. Ambasadorul rus în Republica Moldova a fost convocat la Ministerul de Externe din țara vecină, unde a fost înmânată o notă de protest pentru, citez, amestecul ilegal și deliberat în recentele alegeri prezidențiale. Scopul Rusiei a fost să distorsioneze rezultatele alegerilor și ale referendumului constituțional privind integrarea europeană. Prin acțiunile sale, Moscova urmărește subminarea și delegitimarea procesului democratic, arată un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe. Rusia ar fi alocat bugete de sute de milioane de lei pentru destabilizarea țării, anunță serviciile de securitate. Chișinău l-a condamnat de asemenea violarea spațiului aerian, după ce recent două drone lansate de armata Moscovei au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Chiar dacă în mod normal e un pește de apă dulce, am putea mânca în curând păstrăv crescut în Marea Neagră. Cum se va întâmpla asta? Vă spun imediat în jurnal. Până atunci vorbim despre vreme, pentru că ninsorile se extind în orele următoare. Meteorologii au emis un cod galben pentru Carpații meridionali. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 20 de centimetri acolo. Și în capital au căzut câțiva fulgi în această dimineață, dar episodul de iarnă nu va ține mult. În weekend se mai încălzește. Pe DN7A, aproape de stațiunea Voinasa, utilajele de dezăpezire au lucrat toată noaptea și pe Transalpina, stratul de zăpadă a acoperit asfaltul. Privit de sus, drumul spre Bâlea Lac abia se mai vede din cauza stratului de omăt. Între timp, Transalpina a fost închisă între Rânca și Curpăț. În stațiunile de munte, ninsoarea a fost primită cu bucurie. În curțile pensiunilor poți deja să faci un om de zăpadă. A nins și pe pârtii, dar nu destul cât să se poată schia. Stațiunea de pe Valea Prahovei, de exemplu, stratul de zăpadă măsoară 8 cm la stația Meteo Sinaia Cotă și ninsoarele vor continua în următoarele două zile. Ninsorii, în special în Carpații meridionali, în Carpații de Curbură. Zona de munte e sub cod galben de ninsori și în zonele joase precipitațiile s-ar putea transforma în lapoviță, mai ales că vântul va prinde puteri, iar temperaturile vor scădea și mai mult. Chiar în capitală ar fi posibil să vedem și ceva fulgi de zăpadă sau lapoviță și în capitală. Meteorologii spun că din weekend vremea se va încălzi. La sud de Dunăre, autoritățile din Bulgaria anunță că mai multe regiuni sunt sub cod galben de ninsori și recomandă prudență celor care au de gând să plece la drum. Șoferii care vor să meargă în Bulgaria trebuie să știe că timp de 2 zile sunt anunțate ninsori abundente în mare parte din țară. Codul galben privește, între altele, regiunile Vidin, Sofia, Plovdiv, Gabrovo, Stara Zagora sau Veliko Târnovo. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă va atinge până la 10 cm și vor fi condiții de apariție a poleiului. Șoferilor li se recomandă să conducă preventiv, iar celor ce folosesc transportul aerian să urmărească situația zborurilor de pe aeroporturile din Bulgaria. Cât sunt în vigoare codurile de vreme, autoritățile din această țară pot decide și închiderea unor drumuri.
România ar putea mânca în curând păstrăvi de Marea Neagră. Deși această specie trăiește de obicei în ape dulci, specialiștii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța testează dacă păstrăvii se pot adapta și în apa sărată a mării. Alte țări au reușit să facă deja aclimatizarea, iar acum cresc exemplare în ferme de acvacultură. Și cu rezultate încurajatoare, spun experții noștri. Diana Sobaru ne explică. Bun găsit tuturor! Aici, în acest bazin, sunt peștișorii. Vorbim despre 200 de exemplare de păstrăvi care au fost aduși de la munte, din Prahova, de la o crescătorie de acolo. Și după o săptămână de când au fost introduși în acest bazin cu apă sărată de mare, iată că lucrurile merg bine. Au ieșit din carantină și parcă se adaptează la condițiile de salinitate din Marea Neagră. Au în jur de 30-40 de grame în acest moment, însă peste aproximativ un an, când va lua sfârșit experimentul, specialiștii speră ca aceste exemplare de păstrăvi să ajungă la dimensiunea de 2 kg. Acest experiment se alătură și experimentului în care a fost aclimatizată dorada, de exemplu, tot aici la Institutul de Cercetări Marine, dar și la Vracul, și practic deschide calea fermelor de acvacultură din Marea Neagră, mai ales că acum sunt disponibile și perimetre de luciu de apă din Marea Neagră pentru activități de acvacultură. Apele Române au scos la închiriere aceste suprafețe, însă la prima licitație doar 3 perimetre au fost adjudecate. Vorbim despre 2 suprafețe în dreptul stațiunii Venus și una la Mangalia. Următoarea licitație ar urma să aibă loc undeva la începutul lunii decembrie. Mai sunt de adjudecat, iată, încă 25 de perimetre. Trebuie să vă amintesc faptul că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, toți specialiștii de aici, de la institut, au înființat prima fermă de stridii de acvacultură din Marea Neagră. Experimentul ar urma să se termine în cel mult un an și 8 luni. Nadia Comăneci împlinește astăzi 63 de ani și urăm și noi la mulți ani. Zeița de la Montreal a ținut să mulțumească tuturor pentru mesajele primite și a avut o urare pentru cei născuți în noiembrie. Multipla campioană olimpică a acceptat recent postul de consultant pe proiecte de înaltă performanță la Clubul Sportiv Dinamo. I would like to thank you for my birthday wishes and to all the Scorpios that are born in November. Happy, happy birthday to you. I hope you have a fabulous month. Happy birthday. De la ora 16 fix, colegul meu Claudiu Popa vă așteaptă aici la Euronews România cu cele mai noi informații și imagini. Iar noi ne revedem și mâine. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.